extraordinar în prima jumătate a lunii octombrie. Astăzi, în cadrul Biroului Permanent Național, și cei care au solicitat public săptămâna trecută, cât și cei care nu au solicitat public, dar care și-au exprimat un punct de vedere azi în Biroul Permanent, au adus argumente pentru ca Congresul Extraordinar al PSD să se desfășoare în prima jumătate a lunii octombrie. Argumente legate de, în primul rând, necesitatea organizării partidului pentru alegerile locale și obligativitatea realizării unui program serios de analiză și de stabilire a candidaturilor, care să se finalizeze până la 1 decembrie 2015. Motivând în mod corect, în opinia mea, că luna decembrie și mai mult de jumătate din luna ianuarie nu este o lună propice pentru a se putea face aceste analize și decizii importante. Estimând că cel puțin o lună și jumătate este necesară pentru a se face această analiză, de la 1 decembrie înapoi au spus că 15 octombrie e data limită, în opinia lor. Până la urmă, la finalul discuției, s-a convenit ca să propunem Comitetul Executiv Național să se organizeze congresul pe data de 11 octombrie, duminică, și sperăm să fie liberă sala Palatului să putem organiza acolo. Deja după Biroul Permanent Național, Secretariatul General a început demersurile pentru obținerea sălii. De asemenea, am hotărât ca luni să convocăm Comitetul Executiv Național luni la ora 11, pentru că, fiind congres extraordinar, statutul permite ca acesta să fie convocat în afară de Consiliul Național și de către Comitetul Executiv Național. Comitetul Executiv, unde vom stabili principalele propuneri de modificare a statutului, principiile de modificare a statutului, de asemenea modalitatea de alegere a structurilor de conducere. Foarte important, la Comitetul Executiv să aprobăm regulamentul de alegere a președintelui PSD, pentru că noi avem în statut o prevedere care stipulează că președintele trebuie să fie votat de către toți, sau trebuie să fie ales prin votul tuturor membrilor de partid, și asta ne pune în situația de a organiza un proces care nu este deloc simplu. Nu dorim să modificăm statutul în timpul Congresului și după modificarea statutului să procedăm la un alt sistem de alegere a președintelui. Vom respecta această prevedere, chiar dacă este foarte greu de realizat. De asemenea, la Congres, dincolo de alegerea structurilor de conducere, președinte, președinte executiv, vicepreședinți, foarte important va fi lansarea și aprobarea programului politic al partidului, care să cuprindă elemente legate de o analiză a guvernării de până acum, de obiective guvernamentale pentru anul 2016, obiectivele politice pentru perioada următoare, oferta politică pentru anul 2016, poziția PSD-ului în domeniile importante, domeniul social, educație, sănătate, agricultură, infrastructură și altele. De asemenea, la Comitetul Executiv vom stabili și norma de reprezentare pentru